Salutare, prieteni! Care a fost primul autovehicul, autoturism produs 100% în România? Toți se gândesc la Dacia sau la Aro. Însă povestea industriei auto din România începe cu mult înainte de momentul în care Nicolae Ceaușescu a parafat înțelegerea cu cei de la Renault. Unele date indică faptul că primul autoturism românesc ar fi fost creat de inginerul Dumitru Băsescu, care ar fi construit în anul 1880 un autovehicul dotat cu motor cu abur. Însă unii se îndoiesc de faptul că Băsescu ar fi inventat acel vehicul cât timp a fost la Paris, deoarece în anul 1880 românul nu avea decât 17 ani. Cert este că la întoarcerea în țară, Băsescu și-a adus cu el vehiculul cu care a și circulat prin București. Vehiculul avea rezervorul cu apă sub scaunul șoferului, roțile din față erau mai mici decât cele din spate și dispunea de două sisteme de frânare independente. Un alt vehicul care a făcut multă vâlvă a fost cel conceput de inginerul Aurel Persu. Acesta a fost primul care a luat în calcul forma aerodinamică a unui autovehicul. El a fost primul care a brevetat și construit primul automobil aerodinamic din lume. Un lucru curios la acea vreme, când nimeni nu se gândea la eficiența motoarelor sau consum. Probabil că Persu avea o concepție la bază pentru că era inginer de aviație și a fost influențat de ceea ce învățați în școală. Românul brevetează în anul 1922 ideea vehiculului aerodinamic, iar un an mai târziu, în 1923, construiește primul său vehicul aerodinamic. Acesta a devenit celebru, silueta mașinii care imită forma unei picături de apă în cădere este de acum bine cunoscută de publicul. La Arad, în anul 1908, ori un an mai târziu, în 1909, americanii de la Westinghouse înființează fabrica Marta. Maghiar automobil Rezeni Tascavag Arad, nu prea știu să Tarsasag Arad, unde începe să fie produse mai multe tipuri de autovehicule, printre care și unul care poartă chiar numele fabricii. Însă fabrica de la Arad are o viață scurtă din cauza falimentului companiei Westinghouse, iar în anul 1912 Marta este preluată de Austro Daimler. După această dată începe fabricarea unui vehicul care devine foarte popular, respectiv Marta Taxi, care avea un motor în 4 cilindri de 2500 cm³ cu o putere de până la 22 de cai putere. La terminarea primului război mondial, fabrica Marta devine societatea Astra și începe să producă mașini și camioane, dar și un avion de recunoaștere numit Astra Porto, care avea motor Hispano-Suiza de 300 de cai putere. Utilajele sunt demontate și remontate la Brașov, unde este înființată întreprinderea aeronautică română. Și ajungem la primul autoturism 100% românesc. Conform unor opinii, primul autoturism 100% românesc ar fi fost Malaxa. Acest autoturism a fost construit la sfârșitul celui de-al doilea război mondial la Reșița, un autoturism tot cu ajutorul inginerilor de la IAR Brașov. Proiectul a aparținut unui grup de ingineri și tehnicieni de la uzinele ASAM, Malaxa din București și IAR din Brașov, conduși de inginerul Petre Carp. Vehiculul botezat Malaxa 1C avea un design frumos, era confortabil, încăpător și putea rula cu o viteză de 120 de km pe oră. Malaxa C1 avea un motor în 3 cilindri plasat în spatele vehiculului, iar răcirea se făcea cu aer. Malaxa a fabricat în jur de 800 de astfel de vehicule până în momentul în care un lider sovietic, Brejnev, a decis ca fabrica să fie mutată cu totul de la Reșița în Rusia, în contul despăgubirilor de război. O să vedem mai multe amănunte despre această mașină Malaxa. Avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, care era capabil să producă o putere maximă de 30 de cai putere conform măsurătorilor vremii. Propulsorul forma un tot unitar, cu diferențialul și cu cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, în timp ce ansamblul diferențial cutie de viteze cântărea 150 de kg. Cu aceste resurse, Malaxa 1 putea atinge o viteză maximă de 120 de km pe oră și consuma 10 litri benzină pentru fiecare 100 de kilometri parcurși.
Răcirea motorului se făcea printr-un spațiu între plafon și acoperiș, special lăsat cu scopul canalizării aerului necesar. Aerul era captat din față, deasupra parbrizului, și era direcționat prin acoperișul cu pereți dubli, prin intermediul unui ventilator care îl absorbea, dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Modelul Malaxa 1C a fost produs 2 ani, timp care pe poarta fabricii au ieșit aproximativ 200 de unități. Din cauza condițiilor economice foarte dificile din acea vreme, producția a fost stopată. După sosirea la puterea sovieticilor, uzina Malaxa de la Reșița a fost strămutată la Podgorie, în Urali. La cererea lui Leonid Brejnev, liderul sovietic ar fi rămas plăcut impresionat de capabilitățile mașinii după ce a efectuat un drum București-Sofia la bordul unui Malaxa 1C. De altfel, există voci care spun că un model de Malaxa 1C ar fi fost în colecția deținută de Brejnev, care la moartea sa ar fi avut 1000 de mașini în colecție. Din anul 1988, această colecție a trecut în patrimoniul național rus. Și alte curiozități, în București primele mașini au apărut destul de devreme, iar primul vehicul înmatriculat a fost un model FN Herstal. Se întâmpla în anul 1900, cu toate acestea, pentru mulți zeci de ani, România nu a fabricat niciun automobil cap-coadă.